Bună dimineața, vlog! Azi e duminică și avem doar două lucruri de făcut. Să ne ducem până la Mob Expert să vedem de niște mobilă, să venim acasă și eu să fac foarte multe proiecte, pentru că, ce să vedeți, sunt în sesiune. Și cred că o să și primim vizita Alexandrei și a lui Ianis, dar nu știu sigur. Vedem! Și am ajuns la Mob Expert după măsuța superbisimă. Și o să vă arăt dacă sunt expuse și biblioteca pe care o vreau și biroul. Să le vedeți cât sunt de frumoase! Dar uitați cât de superbă, e doar o comodă. Conoptiere și pat. Nu vă mai zic de living-uri, că... Trebuie să vă arăt. E de super. Poate nu le-aș folosi chiar în combinația asta și pe toate la un loc. Dar aș putea să iau o piesă de acolo, una de acolo și să fac ceva drăguț. Superb. Dar sunt mobile pentru casă și mobile pentru apartamente. Și acesta este masa pe care o am și la Silagiu. Am testat-o, am văzut-o, e bună. Scaune îmi plac foarte multe, aproape toate pe care le văd tapizate, și acesta, și pe acelea, dar tot de la JISC le-am găsit cele mai bune la preț și raport calitate-preț, și pe alea o să le luăm. Dar masa rămâne aceasta și cel mai frumos colțar, îmi place tot la el, bine, poate aș schimba culoarea, doar că trebuie să renunțăm să deschidem ușa. Că e cu 10 cm mai mult și chiar și partea aia se duce spre masă. Dar e super. Să dăm cu 0,5 să vedeți mai bine pe comoda TV Jazz, care are 3 sertare aici sus, unde putem pune cartonașele fix așa, pachete. Și mai are încă 3 aici, unde putem pune lucrurile mai mari, și arată minunat. Și împreună cu celelalte, cu biblioteca și fără, dar eu o să vreau doar astea inițiale. Bun, avem o decizie foarte grea de luat. Am întâlnit masa aceasta Jazz, care e doar cu 1000 de lei mai mult decât cealaltă Tango, dar care face casă foarte bună cu comoda Jazz și la care nu poți mai mult decât să iei un ceai, ceea ce eu mi-aș și dori, să beau un pahar cu părinții și să discutăm înainte să începem discuțiile și lucru propriu zis. Și mă gândesc să o iau pe asta în loc să o iau pe cealaltă, dar nu știu ce să fac, că e mai micuță, dar e mai frumoasă, dar cred că o să mă mai gândesc vreo 2-3 zile și apoi o să iau o decizie. Am întors la masa asta, e mare, dar ne gândim, dar dacă pisici arată cao, dar dacă n-arată cao, cred că o să rămânem totuși la cea mică. Mai îmi dau 2-3 zile de gândire și știu sigur că voi lua comoda aceea Jazz, și atunci mi se pare că două lucruri din aceeași colecție chiar nu sunt foarte multe și poate chiar ar uni camera mult mai frumos. Lăsați-mi și voi în comentarii, ajutați-mă, că oricum n-o să cumpăr până pun acest vlog și o să mă ajute și părerea voastră. Nu am găsit cum voiam eu, dar asta seamănă foarte bine, doar că vă imaginați că pleacă colțul acela și colțul acela și rămân doar aceste 4 uși, care au și cele din lateral. Fiecare au câte o... nu uși, rafturi, care au ușă, nu pot nici să o deschid foarte bine, și aici pe asta pot să deschid, da, mulțumesc. Așa, asta pentru dosare, asta iar pentru... Vai, ce mic ești, de ce ești atât de mic? Am zis că cine știe câte dosare pun aici? Nu, o să încapă foarte puține, dar aici pentru cărți, doar cărți de psiho, îmi imaginez eu că o să pun și cu puțin ajutor la anul pe vremea aceasta o să o avem. Și acum caut biroul, dar nu îl găsesc. Poate că nu e expus. Și am ajuns la cozina. Am o grămadă de chestii bune.
torturile pregătite pentru comenzi și unele cred că sunt și gata de vânzare. Și am zis că cel mai bine ne gândim și analizăm după ce degustăm o bunăciune de prăjiturică. Așa că poftă să fie ales la noi și ne uităm la desert, mâncăm pizza. Poftă bună, Ianis! Mulțumim! Și asta cu noi. Și ale. Și da. Nu așa, așa se ține. Că nu ai uită, nu? După așa, fă pe astea două. Nu, apăsă pe amândouă deodată. Amândouă? Asta e. Ați zis că m-am jucat cu el și m-am uitat 5 minute la... Mă știi? Echipierul lui. Pe care l-ai ales? Pe ăsta. Zi să-l aleg și eu, să fim la fel. Păi nu, da, că trebuie să fii diferit. Aici. Nu putem să vrea să bată exact, să se bată. Să copieze. Să se egal, să se bată. Ăsta, dacă vrei să fie egal cu pe care se dă rapid, să merge repede. Pe ăsta? Nu, numai pe ăsta ți-a apăsat ca să mergi. Ianis, zis că cum se cheamă ceasul tău? De pe mână. Omnitrix. Hai pe capul meu, ce mă aștept. Eu mă aleg unde ești mașina. Alexandru, hai la muzei. Ha. Alegeți roți rapide. Cum mă începe? Stai. Gros. Dacă ești în stânga sau în dreapta? Spune cu doi. Logic, din doi. Dar tu ești pe stânga sau în dreapta? În dreapta. Așa. Eu o să stau. Care te rog, te rog. Tata la dragoni. Și încheiem seara cu o supică și cu încă un episod din serial. Serialul este True Detective pe HBO. Superb. Ne place mult actorul ăsta. Bună dimineața! Din Laponia. Deci mereu când e iarnă și mă uit spre pădurea asta, am impresia că o să vină ceva White Walkers de acolo. Nu e drăguță? Vreau să o vină martie și să o văd așa frumoasă. Bine, atât a fost. Am deschis geamul. Gata, închid, plec. Pa! Este aproape 11 și avem multă treabă. Lucrăm la două laptopuri. După care, cabinet, zugrăvit, mâncat și somn. Și pentru că astăzi o să am până la 8 la cabinet, mi-am zis să-mi fac un shake, să-mi iau cu mine în cazul în care o să mi se facă foame. Și mi-am pus cereale, o banană, miere și vă arăt ce pun mai departe. Mierea este de la Solaris, de 3, apoi colagen cu vitamina C și puțină proteină. Colagen. Avem cupa mică. Punem două cupițe. Și proteină, tot două. Și merge perfect după micuțul nostru antrenament. Niște fructe de pădure înghețate și laptele acesta. Gândeam să-l iau așa cu mine, dar mai bine îl transfer în shaker pentru că el o să aibă o consistență mai densă și poate să mai aibă nevoie de spațiu. Și aici are destul. Și mi-am făcut un obicei de câte ori plec la cabinet să cobor scările. Mai văd și eu lumea, mai văd și eu florile, ce se mai construiește și cu ocazia asta fac și eu câțiva pași. Pentru că de când am mutat pisicii nu am o zi sub 1500, 2000, uneori 3500, 6000, adică n-am ajuns chiar 6000, 5000 și ceva, dar super, super bine e față de anul trecut când făceam 100-200 de pași pe zi. Zic că e o super evoluție.
E timpul pentru cină, dar ceva mai delicios avem aici. Le-am pus camera lui Becky și Blacky și vedem. Unul stă aici pe scaun și unul stă acolo. Ce tare! Nu știu ce tot înseamnă chestia asta. Da, mai bine nu mă bag, că mă depășește, trebuie să-mi instaleze și... Putem să și vorbim! Becky! Becky! Mă repot? A, nu, trebuie să țin așa. Becky! Becky! Uite cum a deschis ochii! Nu cred și Blacky! Ce faci, mama? Haide! Hai la mama, hai! Haide! Dragii de voi, ați dormit! Vine mama să vă dea un pupic imediat! Doamne, ce tare! Mi se pare chestia asta, uite cum vor deschise ochișorii! Na, v-am trezit așa cum le trezeați voi la patru. Ce părere aveți despre asta? Și acolo este camera și ne dăm seama că zidul ăsta conductă de aer ce o trece pe aici obturează și ne gândim să punem aici. Și acum căutăm prize și spații și soluții. Și acolo avem camera și aici uite-mă pe mine. Mă mișc. Mă duc, pac, pac, pac. Bun. Hai să ne apucăm să strângem pe jos, că după cum bine vedeți, copilul de azi a lăsat un pic dezastru și eu am fugit să mănânc și acum facem ordine și disciplina. Este marți și azi avem zi plină la Logoped Help, așadar ne vedem acum când e zi și cred că o să ne mai vedem când e seara. Cineva are grijă acolo de jucării și mai e cineva care are grijă aici de ușă. Și totul o să fie bine. M-a pufnit foarte tare râsul că a venit un colet de la Muzet și chiar gândeam, zic, uite, acum eu sunt Georgina de Timișoara pentru că efectiv toate prietenele mele bune au primit câte o geantă de la Muzet. Andrada este învățătoare, are nevoie de o geantă mare, a primit Arnela mare. Laura este îndrăgostită de Muzet, ei efectiv pot să iau orice de la Muzet că îi place, dar și-a dorit foarte mult Arnela pentru că e student de la medicină și are multe caiete și chestii de cărat. Anca și-a dorit un ghiuz de nel, l-a primit și acum Alexandra se gândea să-și schimbe una din genzile ei crem și am zis ok, e perfect de ziua ei. Doar că nu vreau să o deschid, nu vreau să vă arăt acum. O să vă arăt într-un videoclip, miercurea, când o să fac colecția mea de genți Muzet. O să o rog pe Alexandra să ne împrumute și geanta asta, ca să vă arăt, pentru că eu o am pe gri și acum ea o are pe crem, nude, ceva de genul. Și da, să le puteți vedea pe toate. Dar pot să vă arăt ce e aici. Nu, se uită Flavius, cred, la vlogurile mele și dacă se uită, nu e nicio problemă. Aici este cadoul de Dragobete și vi-l arăt chiar acum. Na, 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 na. Un cadou de Dragobete de la mine pentru mine și de la mine pentru Flavius. Pentru că am impresia că niciodată nu se hidratează destul și poate așa îl conving să-și ia mai mult apă lângă el. Are dozator la job, la birou. Acasă avem tot felul de dozatoare, căni, sticle lângă noi, dar poate că o să îl convingă termosul ăsta drăguț să bea mai multă apă sau ceai sau ceva. Sau dacă nu, măcar îl are personalizat și e super cute. La sală sigur nu o să-l ia, că are căști, mănuși, are multe de cărat, deci nu o să-l care și pe ăsta, dar poate că o să-i placă așa, pe lângă. Și o să-l și testez, că am înțeles că aici scrie exact temperatura pe care o are și tot, tot, tot. Dar vreau să le deschid împreună cu el și să rupem sigilul și să testăm împreună. Și aici vă arătam parte din cumpărăturile recent făcute și din produsele pe care le folosesc în ultima perioadă pentru a găti paste, niște legume la cuptor, boabe de năut, laptele ăsta pe care l-ați mai văzut, care totul folosesc la shake-uri,
linte, roșii, castraveți, salată, morcovi, dovlecei. Și aici lucrurile pentru shake-uri. Cred că v-am mai spus că le ador. Și m-am apucat să le și gătesc. Am pregătit aici cartofi dulci cu morcovi, dovlecei și ceapa și le-am pus și ciupercele. La coptor am fiert boabele de nouci, am făcut și o salată. Și gata! Și super spontani, am hotărât să mergem până în oraș să mâncăm la Bereria 700, unde se și cântă live. Așa că s-ar putea să fie o seară drăguță. Și doar ce am ajuns și a și început să cânte Nelu Blidariu, m-am bucurat tare mult că am putut să vin să-l aud încă o dată, fiind de la mine, de la sat, știam exact cum cântă, știam, adică știu mare parte din formație. Un domn este directorul ansamblului Banatu, celălalt este un saxofonist renumit, așadar muzica știam 100% că o să fie super bună. Despre mâncare nu știam ce să zic, dar am rămas plăcut surprinsă, porțiile destul de mari, extraordinar de gustoase, servirea bună, după care am mai stat la încă un program cu Camelia Miuțescu și apoi, bineînțeles că m-am moleșit după atâta mâncare și după oboseala de peste zi și am zis, ar fi cam timpul să mergem acasă, că mai avem o zi de lucru și apoi vine weekendul. Bravo! Toată lumea are câte o activitate și Flavius o să aibă acolo de pus un pat cablu. Bun, mergem mai departe. Bravo, Andrei! Hai să vedem. Tu punem animăluțele din apă și din mare. Și cine e aici lângă noi, mic și scump? Blechi. Ne ajută și el să spunem literele și să încheiem săptămâna frumos. Așa-i? Vrei să vii la mami în brațe? Haide. Haide, dar stai cu minte aici jos. Noi avem treabă, puiul. Așa. Bravo! Hai, Casian, să auzim, cum spune. A. Mai tare, puiul. A. Apoi? A. U. U. C. D. Și pentru că azi e 26, Flavia a făcut cina și am luat o prăjiturică să sărbătorim ziua noastră, data de 26, când ne-am cunoscut. Am citit câteva pagini din fluturi, acum o să mă delectez cu minunăția asta și apoi serial și somn. Și aici încheiem vlogul de azi, eu uitându-mă la vlogul de săptămâna trecută, după care o să mă apuc serios de treabă, pentru că am foarte, foarte multe proiecte de făcut. Sper weekendul acesta să le termin, dacă nu weekendul viitor, sigur, sigur. Vă pup cu drag și ne revedem miercuri cu un nou video. Aștept comentariile voastre și mesajele private, că am văzut că în privat pe Insta sunteți mult, mult mai îndrăzneți. Vă pup cu drag și ne revedem miercuri și săptămâna viitoare, sâmbătă, cu un nou vlog. Pupici!